gândindu-se la familia pe care o pot forma împreună, Maria voia să găsească asemănările și deosebirile dintre ea și Ștefan. Eu cred că noi chiar o să avem o familie frumoasă. Chiar frumoasă. Chiar cred că o să fim super bine. Hai să găsim asemănări între noi doi. Păi asta l-am spus. Hai să ne gândim amândoi. Bun. Creativitate. Spontaneitate. Bun, spontaneitate. Ne place amândoi să fim spontani. Adică nu ne un place. Mister. Ok, suntem spontani. Suntem misterioși amândoi. Da. Adică tot timpul lăsăm acolo ceva. Suntem nebuni, suntem ambițioși. Suntem nebunatici. Suntem pasionali. Suntem empatici, suntem îndrăgostiți. Suntem empatici, avem suflet bun, avem aceeași perspectivă de viitor. Suntem în familie, ambițioși. În copii și în tot. Suntem familiști. Avem ambiție. Da, amândoi să facem ce ne-am propus. Ce mai avem? Ne place amândurilor să facem sală și vrem să mergem cumva pe drumul ăsta. Suntem sportivi. Tu ești sportiv, iubire. Păi eu cu ce sunt sportivă? Că fac cu o amărâtă de sală și pe aia nu mai făcut aici. Se încadrează în sport. Nu contează contextul de aici. În afară și aici contează, într-adevăr, dar mai departe e sportivă. Da, nu sunt sportivă. Eu nu mă consider sportivă. Consider că fac sală ca să mă întrețin pe mine. Dar bine, la ce corp ai și cum ești, nu poți să fii sportivă de profunță. Pot, dar nu vreau. Păi nu trebuie să vrei, te vii. Nu vreau, nu vreau. Are și poate o limită, îți dai seama, da. Nu putem trebuie să mă susții pe mine, că dacă mă fac bine, pe mine nu vrei și tu te motivezi pe tine. Nu mă vezi pe mine. Normal, iubire, eu știu să susțin tot timpul. Suntem amândoi serioși, când e vorba de seriozitate. Glumeț, avem. Da, ne înțelegem umorul și asta contează mult, da. Ne înțelegem glumele. Suntem complicați. Suntem complicați, da. Suntem stele singuratice. Suntem stele singuratice. Suntem și intrăm acum în astrologie. Suntem maturi. Știm ce vrem de la viață. Știm să rezolvăm orice problemă ar apărea. Și ne înțelegem mult. Îmi face fericită să știu că mami și tati sunt bine, sănătoși, Cosmin și familia ta la fel, că sunt toți bine și toți prietenele mele, două, că sunt ca două surori, știu că sunt bine și nu au nicio grijă și sunt bine din toate punctele de vedere și cu iubiții și financiar și așa și că fac ce își doresc. Pentru că țin foarte mult la ele și dacă le văd pe ele fericite, sunt și eu fericită, știi? Țin mult de tot la ele. Nu știu, mă face fericită când te văd pe tine, că ești... Când te văd că te simți în largul tău, știi? Când te văd așa, ca o florcică care e... Nu știu, înflorită, știi? Tot timpul. Care n-are petalele strânse, le-are tot timpul desfăcute. Asta mă face fericită. Când te văd că ești liniștit, degajat, când râzi, când glumești, când te simți bine, când ai, nu te simți constrâns, când nu te văd așa crispat, când nu te văd, știi? Și mă face fericit să știu că, cum ai zis și tu, că... Îmi doresc o familie, știi? Și mă cred că n-am o familie, de fapt. Familia mea eu nu am. Dar mă gândesc că în momentul ăla când o să am o familie, o să fiu cea mai fericită. Să știi că ai omul tău, să știi că ai casa ta, să știi că îți dorești copii cu omul respectiv sau poate chiar ai copii, să știi că ai jobul tău, că el are jobul lui, că sunteți bine din punct de vedere financiar, că vă permiteți orice, că sunteți liniștiți, că aveți, nu știu, perspectivă tot timpul, că sunteți cineva, când ieșiți așa, când ieșim așa de mână, știi, suntem noi doi.
orice așa de așteptat chestii, n-am așteptat niciodată nimic. Din contră, eu am oferit și foarte multe am oferit. Dacă aș da timpul înapoi, cred că asta ar fi o dezamăgire și, în general, chiar nu prea sunt dezamăgită de ce decizie am luat sau de ce am făcut. N-am regrete. Dar cred că ăsta ar fi singurul regret. Că am oferit și nu mă refer la iubire și dăruire, pentru că astea le oferi ca așa ești ca om. Până la urmă nu poți. Zici, nu mai fac, nu le mai ofer, dacă așa ești ca om, inevitabil vin, știi? Mă refer la dăruire și să oferi lucruri materiale. Da, facem că vederea, nu e important. Ce a fost atunci pe moment, contează prezentul. Capricile iubirii. Adevărul e că uitându-mă la voi, cred că tu devii cam blond și ei începe să-i crească barbă, că începeți să semănați unul cu celălalt. Sau nu? Cum sunteți? Ne apropiem ce în ce mai mult și, într-adevăr, găsim ce în ce mai mult asemănări comune. Și deosebiri? Și deosebiri. Și deosebirile sunt tolerate sau încă negociați? Din moment ce noi suntem așa acum și ne simțim foarte bine, clar sunt tolerate. Hai, băi, stai puțin, că negocierile se pot purta și ținându-te de mână. Nu trebuie neapărat să... Negocieri, sincer să fiu, n-am mai purtat de mult. De o săptămână. Oh, ce mult a trecut! Să vă fie de bine, ca să zic așa. Și eu sper, sâmbătă seara nu s-a întâmplat nimic. No. A fost păi bine totul? Acum sunt doar cupluri în casă. Cine se îi supere? Nici o Ionela, nici o Adriana. Da. S-a uitat la tine, Raluca, te-ar fi mâncat, Maria. Nu, contează. Prefer să nu răspund. Da, da, mă rog, nu știu. Fiecare cu... Cum îți așterni, așa o să dormi, nu? Este o vorbă. Într-adevăr. Se potrivesc, se tatonează sau nu? Ei știu cel mai bine. E adevărat, dar cum îi vedeți voi? Că poate ei vedeți niște valențe pe care ei nu le văd. Foarte bine. E clar că cu timpul se vor cunoaște și mai bine. Oricum, vorba aia, mănânci un sac de sare cu un om o viață și n-a pus să-l cunoști. Dar... Acum depinde cât de sărat mănânci. Exact. Depinde, depinde și cât de sărat mănânci. Dar e bine că descoperă și lucruri care sunt asemănătoare, care îi apropie și lucruri care sunt diferite, că nu trebuie să fim toți la fel. Că te-ai și plictisit dacă ai fi întotdeauna de acord. Ce facem? Asta. Și tot timpul. De acord, de acord, de acord, de acord. Păi... Trebuie să fie și la limita toleranței. Corect. Dar, adică dacă sunt lucruri care efectiv te scot din sărite și nu fac parte din valorile tale, Andreea, să o duci a la lung. E adevărat. Dar nu există relație, nu există căsnicie în care să nu existe momente când să te scoată din minți partenerul. Asta este adevărat, de asta am spus ce ține de valori, de valorile noastre, pentru că alea sunt cele mai importante, practic. Și până la urmă e așa cum a spus Ștefan, de, ce a fost, contează prezentul. Până la urmă, și prezentul, uite, cam așa arată. Dar apropo și de cred prezent, că e perfect. Mă întrebam, spuneați că vă simțiți foarte apropiați, dacă puteți să ne spuneți, nu știu, ce considerați voi că v-a apropiat cel mai mult? Înțelegerea între noi, toleranța, când am lăsat ogorul de jos și mândria, am acceptat unul la amândoi? Altul. Amândoi, da. Ok. Acceptăm să ne învățăm fiecare reciproc. Cel puțin de o săptămână încoace. Nu, din cunoaștere, de când am intrat în emisiune. Că a fost o cunoaștere și acum e o cunoaștere continuă. Că o să fie și de acum încolo. Dar aveți lucruri la care... Aveți semne de întrebare unul la celălalt? Adică, cumva, nu știu, pare că cealaltă persoană face un anumit lucru care vă deranjează foarte mult și poate că la lung nu puteți să duceți. Personal nu am niciun semn de întrebare. Nici nu trebuie foarte mult. Trebuie puțin. Că azi puțin, mâine puțin, poi mâine puțin, se face mult. Cred că ce a fost, a fost și unde n-am înțeles, am discutat, poate n-a certat sau ați discutat tot? Eu... Sau mai sunt lucruri pe care încă trebuie să le discutați? Eu zic că am discutat cam tot ce aveam pe suflet. Sunteți dispus să faceți compromisuri? Nu sunt lucruri care ar trebui să le schimbați puțin sau să le, nu știu, adaptați pentru ca celălalt să fie fericit și să fie armonie în cuplu? Noi ne adaptăm pe zi ce trece și facem compromisuri în fiecare zi, unul pentru celălalt, ca să fim bine și să fie... Ce compromis faci? Eu?
Eu, de exemplu, am învățat să fiu mult mai tolerantă și să fiu mult mai atentă. Ce-i tolerezi? Uneori glumele lui care la început, de exemplu, eu nu le înțelegeam și eram, când vorbeam ceva serios, el glumea și nu înțelegeam. Acum vorbim serios, acum râdem, nu înțelegeam exact de unde și acum... Da, asta nu ține de compromis, asta ține de... Toleranță, da. Da, asta ar fi unul de... Și de să vă dați unul după celălalt, să vă învățați unul cu celălalt. Compromis... E când te enervează constant, dar mă închizi un ochi. Compromis nu, nu am făcut niciun compromis. Nici n-ați locuit împreună 100% ca să vedeți ce și cum. Într-adevăr. Că n-a. Dar nicio familie nu este roz și nicio familie nu este lapte și miere. 100%. Și cine spune asta, înseamnă nu spune nimeni, crede-mă. Sunt persoane care nu zic. E adevărat, nu e adevărat. Și chiar și persoanele alea care cred că au relația perfectă, o să vină o zi când o să nu știe ce i-a lovit. Știi? Da. Așa că nu există relație perfectă. Cel mai important este că până acum orice conflict ați avut, orice discuție ați avut, ați finalizat-o cu bine. Ăsta e un indicator foarte și bun. Înțeles, că, și v-ați înțeles. Eu l-am înțeles pe el și el a... Și tu te-ai simțit înțeleasă? Da, m-am simțit că asta înțeles. Cine a înțeles mai mult pe cine? Cred că ne-am înțeles amândoi în mod egal. Nu știu dacă putem să comparăm acum cine mai mult sau... Întrebam și eu așa, să văd dacă ați intrat în competiție sau nu. Ziceam Doamne și eu. Iuliana, dumneavoastră cum îi simțiți? Spuneați că mai aveți un băiat care e însurat, nu? Noi am doi. Doi. Și că vă înțelegeți bine cu unurorile. Da. Simțiți că o să fie la fel în cazul în care se hotărăsc că vor să facă nuntă la mireasa? Eu zic că da. O să fie ce trebuie. Și dacă ei s-au înțeles și s-au descoperit și și-au tolerat anumite chestii și și-au spus anumite cuvinte atunci când trebuia să-și le spună și s-au ascultat reciproc, eu zic că contează foarte mult lucrul ăsta și au lăsat orgolul deoparte. Cum simțiți dumneavoastră? Știți când sunt, adică îmi imaginez, eu nu sunt mamă, dar îmi imaginez, știind de la mama, că atunci când cineva îți atacă oarecum copilul sau se ia de copilul tău, cumva tind să iei apărarea și poate să ai un dinte împotriva celui care se ceartă cu copilul. Cum ați perceput-o pe Maria sau cum ați reușit să gestionați astfel încât să nu vă stricați relația cu Maria până la urmă?